Și continuăm acum, doamnelor și domnilor, cu o informație de ultimă oră. Sirenele de atac se aud în acest moment în apropiere de fâșia Gaza, potrivit forțelor armate ale Israelului. Și anunțul acesta din partea Israelului vine, deși armistițiul, așa cum știți, a intrat în vigoare de aproape o jumătate de oră. Acordul prevedea o încetare totală a focului timp de 4 zile, începând din această dimineață. Vă reamintesc că teroriștii s-au angajat să elibereze azi 13 dintre osaticii luați pe 7 octombrie de gruparea Hamas. În total, gruparea teroristă ar trebui să elibereze 50 de prizonieri, în schimbul a 150 de deținuți palestinieni. Președintele american Joe Biden i-a cerut premierului israelian Benjamin Netanyahu să acționeze pentru calmarea frontului de nord în timpul acestui armistițiu de 4 zile.